No, asta trebuie să o țin minte. Bună ziua și bine ați venit la Profun Online, exerciții de matematică. Am să vă spun un lucru. Că mi-a plăcut, mă leg de chestia asta. Da, dragilor, copiii sunt superbi. Există acea emisiune, copiii spun lucruri trăznite. Nu, copiii spun adevăruri care te cutremură, pur și simplu. Eu, ca formație, elev fiind, am fost tot timpul de o curiozitate ieșită din comun. Și profesorul meu de fizică, trebuie să vă spun că eu îl copii pe el. Fiecare dintre noi am avut un profesor la un moment dat, care a însemnat ceva deosebit. Eu am făcut liceul la Podul Turcului. Un liceu, cum să spun, foarte sărac, foarte slab, foarte slab. Am fost numărul 1 când am luat admiterea. Dar venea de la Lăvănești, Frucușelul, satul meu de acolo, Găvaia aceea. Și fiindcă am luat, erau 4 pe loc, și am luat numărul 1 acolo, pentru toată lumea a fost o, băi, cine e ăsta, mă, de așa, copilul ăsta, așa, deosebit. Avem, înseamnă, în generația asta, un copil deosebit. Dar eu, bietul meu de la țară și cu probleme care le aveam, că nu aveam timp să învăț niciodată. Niciodată nu aveam timp să învăț, că mi-eram prins la probleme de gospodărie. Așa că toți așteptau foarte, foarte mult la mine. Profesorul de fizică m-a simțit că am ceva nativ. Simțeam fizica extraordinar de bine. Deci, fenomenul fizic îl pipăiam cu mintea mea, atât de bine încât el se uita la mine în timp ce preda, era foarte atent să nu cumva să spune vă o trăsnaie, că eu nu înghițeam nimic. Da? Deci eram unitatea lui de măsură, în sensul feedback-ul primea de la mine. Se pregătea foarte atent, foarte grijuliu, că mă duc la clasa lui Ursu, trebuie să știu foarte bine ce fac până acolo. Și vine momentul să mă asculte. Și înainte de a da drumul să spun lecția acolo, zice, îți spun o întrebare. Mie îmi spune ursul. Să o sui capra pe urs, cine mai sus? Fenomen fizic. Eu cu emoțiile care erau după mine, așa, nu știu. Coada, mă, coada. Capra ține coada sus. Fenomen fizic. Bun. Acum... Da. Capra tot timpul cu coada sus. Da. Și acum zice... O trecut semestru 2-3, eu l-am uitat de întrebarea asta. Și așa că nu m-am pus de nou să spun lecția, înainte de a spune lecția, tu de a începe lecția, îți spun o întrebare. Sosul e capra pe urs, cine mai sus? Sunt mai multe, ăla era atât de sus. Exact. Și ia. Da, ca și mai spus, asta e întrebare. Nu știi. Da, da. Coada. Mi-ați mai pus. Wow! Wow, ce s-a supărat. Lua cartea. Da, asta ți-a mai pus-o? Da, asta, întrebări una spate. Asta ți-a mai pus-o? Asta ți-a mai pus-o? Deci nu mă lăsați să mă gândesc la întrebare, că îndată puneau alta. Au alta. Nici vorbă să... Deci mă țin așa cam 5 minute cu întrebări așa puse, fiind el supărat și deranjat foarte tare de așteaptă. Da, da. Și până îmi spune lecția. După ce s-a răcorit, că eu am spus, e cu întrebări de astea, adică care le-am mai pus odată. Asta mai mi-a spus, o pune ceva nou. Și atunci a spus, ba, nou? Hai să-ți spun. Asta. Așa. Și data, am luat-o ca o plăzicie. Da. Dar chiar așa a fost o plăzicie la vedere. Da, vă permite asta pentru că știați, stăpâneați obiectul. Bun. Mi-am duelat atunci. El a fost profesor. A făcut ce a vrut și din copiii mine. Din clasă? Toți uitau speriați, așa că ce reacție a avut el în sfârșit. Dar au păstrat aceeași notă. Asta când mă prinde, mă rupe. Că eu, în timpul lecției, eram conectat complet în lecție. Și fiecare, dacă ceva nu mi era clar, mimica feții mele spuneau că ceva trebuie să se întâmple, să oprească, că altfel nu e treaba bună. În clasa 10 îl prind. Erați în stres? Da. În clasa 10 îl prind. Explică el ceva acolo, parcă știa, mi-amintesc bine,
stratul superficial, nu știu ce acolo, era o chestie la fizică, și spune o trăznaie. Am sărit de imediat în bancă, că ars și a spus, nu, nu-i corect aici. Aici uitați așa, așa. Am muțit toată lumea, a uitat să respire, colegii au uitat să respire din clasă. Deodată își dă seama că panica e completă și ca să intre în grațiile profesorului să ne scoată din momentul acela, spune, stai mai jos acolo, ce nu ți-ai rușine, da, trebuie, permis, tu, da, asta nu știu copii. Ce. Copii, da. Profesorul, în vacarul în care se creează, eu mă duc la catedră, la el, am treabă cu ei, ei își făceau lecția lor, rolul lor și jucau, m-am zis la catedră și am stat timp de 10 minute cu el, numai eu cu el, și deodată întoarce și zice, liniște, a avut dreptate. Până acum am redat-o greșit, chestiunea asta. Din momentul ăsta promit să-l dau, să-l predau așa cum mi-a sugerat. A recunoscut. A recunoscut, fantastic! Fantastic! Deci, nu, n-a mers pe poziția profesorului acela care spune ce spun eu așa, e sfânt și tu stai jos că ești prost. Corigent. Și ești corigent, pe patru și rămâi în parte. Nu, le cunoaște și spune că de acolo înainte așa va preda. N-am mai fost elevul clasei, a fost colaboratorul de atunci. Mă căuta pe hol, n-aveam fizică, să zicem, în ziua aceea, mă căuta, spunea, băi, hai, vin un pic. Băi, mă închinui cu o problemă azi noapte, până la 10-12 noaptea, până la 12-1 noaptea. Și nu mi-a ieșit, mă, problemă. Vrei să te uiți și tu la ea? Vă dați seama, domnul profesor? Da, sigur că da. Vă ridica stafeta, trebuia să mergeți noastră? A doua zi puteam să amteze, puteam să am orice. Lucrați mai la fizic. Numai la problema aceea. Toată noaptea. Vai, și se întâmpla să o s-o fac. Eu aveam instrumentul matematic mult mai bun ca el. El era profesor de fizică, dar eu eram și pe partea matematică. Și atunci eu lucram foarte bine pe partea matematică. Deci el depășea la instrumentul matematic. Și finalul este, aici am vrut să vă spun copii, finalul e ăsta, că în clipa în care m-am trezit profesor, dându-mi seama ce a însemnat pentru mine, ce fel m-a dezvoltat omul acela, am spus că așa voi face tot timpul. Mă rog, mai desfărat că unii cu alții spune, dar totuși, copiii ce impresie vor să aibă? Da, risc asta, ce mi-a spus Daria. Superbă, Daria, superbă. Riscul acela de a să crea impresia că n-am profesorul nu are idei. Eu n-am știut niciodată ca să fac o legătură. N-am știut niciodată dacă profesorul meu de fizică chiar nu avea soluții la probleme. Probabil că avea, probabil că nu avea, dar eu am beneficiat formidabil de comportamentul acelui. Extraordinar. Corect. Sinceritatea aceea lui a fost pentru mine o șansă imensă. Și din momentul ăla adică, nu știu, ăla a fost momentul care a declanșat... fost momentul care m-a aruncat slăvi pe mine. Când am simțit, fizica era pentru mine numărul unu, matematica, n-aveam șansa cu unui profesor de acesta. Profesorul meu de matematică era un profesor destul de modest. M-am povestit că el nu ieșea să ia pâine. De teamă să găsească pâine cu mine pe stradă, că l-aș da la colțuri. Să ne întrebi ceva. Da, să nu întreb ceva. Și atunci el nu mai ieșea nici să ia pâine. Așa? M-a găsit cu el după 4 ani și mi-a spus, știi ce? Am zis că e un calvar. Am zis, am vrut să plec din podul turc, de la liceu acela, că nu știam ce să mă mai fac cu tine. De aceea, orele erau foarte slabe. Nu știa ce să facă cât mai... să se joace cu fetele, să facă și el altceva, orice altceva, dar matematică să nu facă. Da, hai să vedem, spunem la treabă, dragilor. V-am spus această poveste pentru că m-am legat de Daria care mi-a spus. Sper să a și înregistrat. Domnule profesor, sper că astăzi să aveți și dumneavoastră ceva idei. Superbă chestia. Este extraordinară. Da, de aici m-am legat. Într-adevăr, Daria, sper să am o zi bună. Da, clasa... clasa a 4-a. Da, clasa a 4-a. S-a dat drumul? S-a dat drumul, da? Sper. Mai întâi, tema de care v-am dat, tema da. Pentru acasă. S-a făcut, s-a făcut. S-a făcut. Da. Eu nu s-a știut, cred că nu. Da? Și s-a făcut tema. Pornim repede la treabă. Prima parte, încă o să insistăm, dar vă bag o noutate. Unul din numere va fi din trei cifre.
Atenție. Deci, dau eu numele. Nu, asta e important, dar încă o dată, atenție multe, respect pe spusele mamei, că mama înțeles ce vreau eu. Exact. Da? Nu ne mai aruncăm cu discuția repede. Numele cele de ce și cum nu sunt atât de irelevante, importante în sensul să... 200, nu, se iau așa, 137 ori 49. Dragilor, iată că în momentul de față, unul din numere din trei cifre. Aproximăm întâi, nu? Trebuie să aproximăm întâi. Cum gândim? Pe ăsta îl gândim cu voce. Așa, zic da? Și eu, să facem prima mișcare. Corect. După care, o să facem ieșiții fiecare să ne gândim. Da? Aproximăm 140 ori 50. Da. 140 te gândești. Îi dai mai mult. Ori 50. Iar mai mult. Iar mai mult. Prea te duci la amândouă cu foarte mult și îți va veni greu să scazi. Ia zi, Daria. Daria? Eu m-am gândit ca cel 7. Putem să dăm un 1 la 49 și atunci va fi 136 ori 50. Bun. Și putem să facem 130 ori 50, de fapt. Și apoi să facem... 7 ori 50. Da. Deci aici e 50. Să-l faci, aici da. Poți să te duci și 135, 135 cu 50, la o primă. Dar ar mai trebui să dăm ceva, să dau. Da, ții minte că la rezultat să urci ceva un pic față de ce ar fi fost, nu? Da? 50, 100. Da. Deci, o primă inițiativă pe care o aveți voi este așa, Daria. 135 ori 50, da? 135 ori 50, scriem așa. La aproximație, da? 135 ori 50. Care înseamnă 135 ori 5 ori 10. Desfășurat. Ori 5 ori 10, da? Și care ar însemna 135 ori 5? Păi 5 ori 5, 25. Da, eu am spus... Aproximat. Deci nu ne ducem foarte mult pe... Atunci... Dacă neglijăm pe 5-ul ăsta, ca și cum ar fi 13 ori 10, ori 10, ori 5, da? 13 ori 10, adică 130. Da, ori 5 ori 10. Ori 5 ori 10, ori 5 ori 10, da? Da. Și m-am dus acum la 13 ori 5, pe care pot să-l văd. Aici, da. 13 ori 5, cât ar face? 65. 65 ar fi. Da. Poți fac mental, da? 65 ori 10 ori 10, nu? 20 ori. Așa, deci... și cu 20 ori. Da. Și acum deci... se face și 5 ori. 5 ori 50. Plus sunt 250. Plus sunt 250, să zicem așa. O aproximație rapidă. Și ar fi aproximat cam 6750. Cam 6750. Da? Și acolo, pe undeva. Pe undeva. Am mai iau încă o dată Casandra. Cum am gândit? 135, da? Ori cine? Ori 50, da? Da. 135 ori 50. Care înseamnă 135 ori 5 ori 10. Văzut așa. Adică mă interesează cifra 5. Mai fi descompus pe 50. Pe 50, care e 5 ori 10. De acord? Da. Așa. Iar 135, pentru că încă nu mi-e la îndemână, ori merg pe 140, dar prin adaus, da? Să zic 14 ori 10, ori 13 ori 10, și atunci e prin lipsă și trebuie să mai adaug eu. Și atunci m-am dus la 13 ori 5, și 10 ori 10. 10 lăsat de la 135. E bine ca să da. Și 10 lăsat de la 5 ori 10. Și practic ar fi 13 ori 5, 65, cu 2 de 0, 2 0 ori din cauza mulțirii cu 10 și 10 din partea cealaltă. Da? Deci, în momentul de față, s-ar părea că ne-am apropiat de idei. Dar dacă am luat numai 100 ori 50, deci numai 100 ori 50, ar fi fost cât? 50 urmat de 20 ori,
Deci, dacă aș fi fost gol, aș fi făcut o eroare grosolană. Așa, faci 5.000. Deci, ar fi fost 100, ori 50, adică am neglijat foarte mult pe 37, da? Am neglijat mult pe 37, l-am dat deoparte, și vine 100 ori 50, care înseamnă 5.000. Eroarea e destul de mare, până pe la 7.000 și ceva, 6.500, avem de unde vine asta? Păi 37 ăsta, 37 ăsta ori 50 ăla. 37 ori 50, care înseamnă eroare. În toată perioada asta, nu gândim altfel decât în termenii unei aproximări. Fiind aici cu trei cifre, atenție, este vorba de cifra sutelor, da? Cifra sutelor, care intervine foarte bine. Dar dacă ar fi fost cu 2, 200, e ca și cum aș mulți pe 2 cu 50. Da? Am și o întrebare. Dacă am făcut 140 ori 50, ar fi greșit? Nu. Nu, te-ai fi dus la 140 ori 50. Hai să vedem cât ar fi fost. Da, deci, dar aș mai fi scăzut cândva. Am înțeles. Deci 140 ori 50 ar fi fost ce, la urma urmei, prin calcul? Înseamnă 14 ori 10. 14 ori 10, care este, da, 140, ori 5 ori 10. Da? Și ar fi fost 14 ori 5, cât face? 14 ori 5? 14 ori 5, 5 ori 4, 20. 5 ori 7. 7 și 70. 70 ori 10. Deci am mulțit 14, ca să am dat cu 5 și am făcut 70, ori 10 ori 10, care făcea aproape 7.000. Da? Calculul, 7.000. Dar ținând cont că noi am adăugat Casandra, nu? Aici a fost prin adaus. Trebuie să mai scădem acum. Nu 7.000, așa la prima vedere, vreo 200-300 mai scazi din el. Și dai 6.700, 6.500, ceva 6.600, 6.800. Da, printre acolo, da? 90 sau 70. Exact. Acum, după ce ați înțeles, după ce ați înțeles cam care este tehnica de lucru, da? O să facem exerciții, dar să facem mulțirea concret, să vedem care aproximare este mai aproape. Cea prin adaus, cum ai spus-o tu, la 140 ori 50, sau cea prin lipsă. Da? Hai să vedem. Te rog, Daria, acum să-mi vorbești. 137 ori 49 este egal cu 100 plus 30 plus 7 pe lângă 40 plus 9. Pe lângă 40 plus 9. Și este egal, dar am să fim invers. Ah, okay. 40 plus 9, paranteza. Ah. Asta o punem pe locul întâi, da? Și pe paranteza a doua pe locul 2. Deci vine 40 plus 9 pe lângă 100 plus 30 plus 7. Și este egal mai departe. Păi facem 40 ori 100. Așa, am și deci 400. 40 ori 100? 4.000, mă scuzați. 4.000? Pentru că avem 2 de 0 la 100 și... Așa este, da? 40. Și mai punem în celelalte două zerouri, da, de la 100. 4.000. Deci face 4.000. Plus 9... Plus 40... Plus 40 ori 30. Da. Și ne dă 1.220. Deci 40... 1.200. Plus 1.200. Da, 1.200. Plus 97. Plus... Nu, să terminăm cu 40, Daria. 40 ai văzut cu 100, 40 ori 30, 40 ori 7. 40 ori 7, 40 ori 7, 28, 280 plus. Acum, 9 ori 100. Așa, 900. Plus 9 ori 30, 270. 270. Plus 9 ori 7, 63. Plus 63. Este egal cu... Păi ăștia să-i adunăm deoparte și pe ăștia toți... 3 deoparte. Păi primii 3 ar da cam
2480. Cum 2480? Vreo 5480. 5000, trebuie să dea exact, adică nu mai face prea prost. Da, deci hai să zicem 0000. Da. La cifra unităților, da? 5480, se vede, da? 5400, de ce? Că-i 2 și cu 2, 4. 80. 5480. 5480, da? Iar din coace, cât obținem? Până de 3, păi la unități avem 3. 3. La 10 avem 13, 3 scriem până, deci da. Și la 100 avea 2 plus 9 plus 1. 12. Care ne dă 12 și o ne dă 1233 și atunci înmulțirea avem 5. Hai să o facem să le aranjăm și în varianta care știți voi, adică e vorba de 137 înmulțit cu 49, da? Puse unele sub altele. Oh, ce greu. Oh, mi-am prins acum. La doilea număr scriem direct de la 1. De așa, primul cârd este înmulțirea cu 9, adică aici. Doamna profesor, dacă mai este cu 3 numere, acolo vor fi 3. N-are importanță. Aici, cele două numere, 137 și 49, se pot înmulți. Păi asta și înseamnă că o facem numărul. Va fi cât? 1233. Punem 1233. Da, dar cum judecăm? Iată unul. 7 ori 9. 63. 63. 3. Scriem 6, reținem. 9 ori 3. 9 ori 3 este egal cu 27. Da? 27 și cu 6. 6 reținut este egal cu 33. 3 scriem 3, reținem. 9 ori 1 este egal cu 9 și cu 3 reținut 12. Excepțional! Deci așezarea asta 1, 2, 3, 3, 1233 este rezultatul mulțirii cu 9. Da? Și acum punem dedesubt 5480. 5480. Știți bine cum la adunare se întâmplă. Se așează unități sub unități, 10 sub 10, sute sub sute, da? Și acum 4 ori 7... 4 ori 7, 28. 4 ori 7, 28. Asta e cu 10-le. Și trebuie să construim la 4 ori 7, pe 28 se pune aici, nu se pune din capăt. Da? Putem să ștergem pe 0 ăsta. Da. Că practic 40 ar fi fost aici 0, dar n-are rost să-l mai punem, că nu îl influențează. 4 ori 7 este egal cu 28, 8 scriem, 2 reținem, 4 ori 3 este egal cu 12 și cu 2 reținut 14, 4 scriem, 1 reținem, 4 ori 1, 4 și cu 1 reținut 5. 5. Hai să le adunăm. 3. 6713. 8 și cu 3, 11. 6 și 1, 7. 6713. 6713 este rezultatul corect. Iată că din aproximările de la prima vedere, noi ne-am dus pe undeva pe la 6750. Cine venea cu 6750 este destul foarte tare. Foarte tare. 20. Da? Era perfect. Oh. Da, la 6720 era mult mai aproape. Iată aici, prin adaus, Casandra, prin adaus, în jur de 7000 am zis noi. 7000, mult că am adăugat. Și la 14140. Da, am zis că v-am scădea. Dar v-am scădea. Și acum am zis că scădeam vreo 2-300. Și dacă scădeai un 300, ziceai 6700, erai foarte tare. Erai chiar mult, da? Mai aproape. Foarte aproape, da. Foarte, foarte aproape. Dacă. Da. Dar tu aveai în minte să scazi, da? Deci e clar când te-ai dus, Casandra, când te-ai dus la 140 ori 50, știai că ai pus de la 37, ai adăugat până 140, ai adăugat și la 49 până la 50. Deci ești pregătită să scazi. Da? Ești pregătit din 7000. Acest lucru pe care îl sugerează Casandra, să zicem 140 ori 50, mi se pare mai okay, nu? Mai rapid, pentru că 14 ori 5, tu practic atât zici, 14 ori 5, apoi trebuie să mai 7, puțin, da? Ca să fie și scădem așa cât crezi tu,
14 ori 5, 70. 70. Și cu 2 zero. Și adăugăm 2 zerouri. Din cauza zerourilor de aici și din cauza ăsta. Ăsta 2 zerouri și face 1000, 7000. Și mai screază un pic și atunci e... Da. Deci fiecare se... După cum are momentul de inspirație. Aici putea să fie și 130. Putea prin lipsă 130 ori 50. Mergea și așa, da? Și făcea cu vreo 6000. Cât face? 130 ori 50. 13 ori 5, 65. 6500. Apoi da. Trebuie să adăugăm... Și apoi adăugăm 102. Și la 6, tot așa de apropiat ești, da? Dar tot așa, ori dacă te-ai dus deasupra scaz, ori dacă ai renunțat, adaugi. Tot, destul de aproape. Destul de aproape. Și o chestie și una și alta îți oferă o șansă să te apropii foarte bine. Da. Împreună am gândit acum, cum am gândit aici, veți porni voi, voi încerca la următoarele lume. Da? Ok. Da? Aici o să aș pune... Aș putea să dau eu acum? A, da, da, acum, da, poftim. 101. 101, da. Ori 29. Ori 29. Sigur că și-a așezat așa să fie treaba cât de aproape. 100 ori 29. Da. A, Dania? Da. Cât timp avem să ne gândim? O jumătate de minut. După cum ai luat numerele astea, o jumătate de minut. Știu că le-am luat foarte ușoare. Și chiar m-am gândit eu să fie foarte ușoare. Dar am înțeles, am înțeles. Ai dreptate. Dania? Acum mi-e frică să nu greșesc într-o prostie. Ca Sandra. Davide. Nu face mulți. Casandra, te rog să... Daria, te rog, dă numărul. 3000. 3000. Casandra. Ce? Păi, da, bravo vouă. 3000. Să faceți așa. Păi, nu dăm exact 3000, ci dăm mai sus sau mai jos. Stați, eu am dat 3000. Am înțeles de ce 3000. Da. Pentru că ea a gândit așa. Da, 100 ori 30. 100 ori 30 a gândit ea, da? Asta am gândit toți. Da, 100 ori 30. Foarte bine că ați gândit păi așa. Păi de asta 3001. 3001, Casandra. 3001. Da. Davide. Dar pe mine nu mă treceți? Dar te treci prin tine, Vlad, da? Ionuț. Ionuț, a, am dat, mă. Am confundat cu un alt Vlad de la clasa a 7-a. Da. Cine aici? Ionuț. Ionuț. Casandra, Davide. 3001 merge tot. 3001. Domn profesor. Da? Poate mergi dacă punem 1. Eu cred că am greșit. Că vreau să fac... E, așa, nu. Nu, eu vorbeam că vreau să fac îndelungatul singur acum direct. Și cred că am greșit că mi-a dat un număr. E treaba ta. E treaba ta. Aproximativ. 3005. Și acum îl rog pe Casandra să ne ajute să scriem desfășurat. Ai, bravo! Am gândit să fac cum ați spus, cum ne-ați învățat cum ne-ați spus. 100 ori 29. Hai, hai, apoi, te rog, Casandra. Ok, 101 ori 29. Te uiți, mă, pe căițelul tău, știi povestea? 101 ori 29, nu? Desfășurat, că vrem să muncim și vă facem. Da. Ori. Așa, 100 plus 1. Ori 20 plus 9 și egal cu... Casandra, ca să nu ne întoarcem, nu simt, știi, că am zis data trecută. 9 ori 1, deci. 9 ori 1, 9. 9 ori 100. 900. Da, 900. Plus 900. Da? 9 ori 1, 9, 9 ori 100, 900. Plus, cu 20 acum, 20 ori 1. 20. Plus? 2000. Plus 2000. Eu am luat cel mai aproape. Am înțeles, 20 ori 100, 2000 și egal ca Sandra cu 909. 909, așa ar veni, primele două adunate, da? Și eu. 909. Plus 2020. 2020. Și rezultatul va fi? 2929. Exact. 2929. Domn profesor, cum știți? Nimeni n-a îndrăznit să ia mai puțin. Cum știți că n-a spus? Dacă erați inspirați să luați mai puțin de 3000, pe
trebuia să pun secundă. Trebuia să mai stau 200 de ani. Dar profesor, mai știți când a spus Davide, hai să mai adaug unul, că poate fi bine și în cauza celui unul el a spus bine. Sigur, sigur. Acum a pus un unul și a spus rău. Așa. Deci, Daria... A fost cel mai aproape. Cea mai aproape. Cea mai aproape Daria. Subliniem. Pe Daria. Mulțumesc. Hai să vedem... alte două numere. Pune unul, bun. Zim. 202. Ce mică, 202. Ori 29. Băi, dacă dai deodată răspunsul, ești tare. Dacă te dai 20 dacă dai deodată răspunsul, dacă cine îmi dă deodată răspunsul aici? Exact. Vreau răspunsul exact. Dar exact. Dar e ușor. Dar se poate da deodată. Dar cinci mii. Hai să exact. Cât asta a fost, da? Că e așa de exact la unitate. Știți de ce? Pot să spun după ce spun numărul de ce? După ce spun șapte? Deci stați puțin. Deci, 5858. 5800. 5000. Dar ea dă 5800. 58. Miss, domn profesor, îl lași pe ei și apoi vă spun de ce. Da. Dacă ați ghicit, de ce s-a gândit la numărul 5000? A făcut perfect atunci. De ce credeți? Da, perfect. Dar nu, lăsați-i să spună, apoi spune. Da, 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 de ce credeți? Doamne, cât de ușor, dar cred că David și-a ales special acesta. Eu așa am părut. Pentru că, nu, vrea, cred. Dacă eu, deja mi-am dat seama, eu am crezut că el și-a ales special, pentru că deja se știe. Da. Eu am crezut că o să spun 202, ori 28. Că zice 202, care e dublul 101. Și atunci va fi dublul numărului care și rezultatul va fi dublul. Oh, gata, am prins. Gata, gata. Deci rezultatul cât a fost 2000. Trebuie să spuneți că acum a purtat tu ca mine. Stai secundă, acum aproximare, gata, s-a desconspirat. Da, cea mai bună am dat numărul da, deja da, perfect. Fix. Deci tu ești așa, ești a fost ușor ca mine. Aș vrea să mai dau una. Pentru că rezultatul este pentru că deja fix. Spus să zic eu. Nu am lăsat să zic. Pentru că e numărul ușor. 303 ori 29. Nu, gata. 303 ori 29, adică e triplu. E 303 ori 29, adică e triplu rezultatul de aici. A, atunci, dar stai, nu mă mai interesează. Păi și vreau las-o iarcă! Să gândească și mie. Așa, să-i de ușor, domnul profesor, nu știu cum... Nu știu cum... Să-i vezi că e foarte tare povestea. Pot să spun, domnul profesor, că știu. Un pic, lăsa. Stai ușor. Un pic, da. Stai. Iertați-mă, domnul profesor, dar e așa de... Wow! Dar bine că tu ai spus asta, eu îți dau altul. Ai chestia. Dar poți să spun și aici? 303. Ori, da, dai și răspunsul imediat, 303 ori 58. Gata, l-am. Și eu. 303 ori 58. L-am. Gata. Deci 303 e triplul 101. Nu? E triplul 101. Gata. Adică, când au fost 101 ori 29, care a fost rezultatul corect? O să vă spun la ambele, că am rezultatul la ambele, domn profesor. Domn profesor, am rezultatul la ambele. Imediat, te ascult. Da, da. Dar, eu sunt prima pe lista. Dar nu. Ești, nu comentez. Să știți da. Că așa de bine știu acum, știu da. Că e foarte, foarte bine cum să răspund la ăla. Da, dar eu vreau să dau vă spun direct. Fetele primele. Ok. Băieții primele. Fetele primele. 8787. 8787. Bun. Bun ăsta, da? Yes. La cine? La Davide. Davide. 8787. Pe dare o trecem, că deja i-a dat 8787. Și la următoarea... O subliniem că s-a gândit la ăsta foarte tare. 8787. Davide a prins și tu. Exact. Și Ionuț 8787. Aici ești tu foarte aproape. Ai înțeles de ce? Când am făcut 101 ori 29... Trebuia să mi-a dat cel 2... De 3 ori. Ori mai adăugam la răspunsul ăla o dată, ori de 3 ori răspunsul de mai înainte. Da? Deci cât a fost mai înainte? A fost corect? 5858. Dar a fost de fapt
când am înmulțit cu 101, cât a fost? 2900, hai să spuneți-mi, 2990 și cât a fost? Când am înmulțit 101 cu 29. Am 101, 29, 2929. 2929, era, da? Era scris sus. Da. Nu, pare rău. 2929, numai din asta mă trase. Tu ai vreo dreptate, că nu prea văd de bine. Da. 2929 și fiind 103 ori 29, e de 3 ori, ca aici pot să spun 3 ori 101. Și atunci tot rezultatul ăsta de mai înainte se triplează cu 3. Da? Asta e șmecheria. Și se triplează și atunci tu poți să dai răspunsul direct. Acum, dacă Daria îmi dai și aici, da, sunt foarte încântat. M-am gândit la 6.000. 6.000. Eu aproximez la 6.001. 5 ori 9, 5 ori 8, 6.000. Ori 40 ar fi acolo? Nu, 303 ori 58. A, 58? Da. Eu m-am gândit la 6.000. 303 ori 58? 6.000. În jur de 6.000, Daria. 6.000 rezultatul. Cassandra. Zi. Zice 6.001, 6.002? Nu. Puteți, poți. Hai, de zici de ceva. Da. Ia și mai tot. Ia 6.000. Tot cu 6.000 îmi dă. Da? Da, și cu... Pune cât crezi tu așa? 6.000. Da, 6.000. Nu, stai să mă gândesc, poate trebuie să scad. Bine, lăsați-o pe casa, nu pe cei. 6.001, da, eu 6.005. 6.005. 6.001. 6.001. Cază... Și Ionuț? Nu mai trebuie să scad nimic a doua. 6.007. 5.999. Bun, Ionuț. Acum, vreau răspunsul exact, dar exact. Deci după ce ați aproximat, vreau răspunsul exact, exact, aveți o șansă foarte mare. O șansă mare. Deci răspunsul exact până la unitate. Stați puțin! Că dumneavoastră, practic, ați lăsat același număr cu numai că ați dublat 29. Așa. Deci pot să spun așa, că e 3 ori 101. 3 ori 101, da, ori 2 ori 29. Corect. Care înseamnă 3 ori 2 fac 6, ori 101 ori 29. Care știți 101 ori 29? 100 ori, știm deja. 2, 9. Așa, și atunci vine de 6 ori. 2, 9. 2, 9. Hai, de mine, domn profesor. Deci... Aole, ce departe sunteți. Sigur că da. Aole, domn. Sigur că da. Ce departe sunteți. Sigur că da. Da. Trebuie să gândesc. Aici n-ați sesizat că e 2 și 3. 2 și 3 fac 6 și răspunsul noi. Este superb ce facem acum. Deci descompunerea asta, pe baza observației că ai deja făcut 101 ori 29, îți oferă șansa să te duci foarte repede la număr. Știți cât este numărul? 6 ori 3, aproape 3.000, 6 ori 3, 18, da? 18.000, 18.000. De 3 ori ce-ați dat dacă puneam 6, deci 6 de 3 ori, pentru că voi lasă urma pe 2 ăsta în calcul. Da, pe 2 ăsta. Dar pe 3 ori ăsta care vine cu o dată. Deci trebuia să mă gândesc cum a trebuit să dublat aici și l-am triplat și în partea asta. L-am făcut de 6 ori. L-am multiplicat de 6 ori. Abia mă gândim în când pot spune și 18. Acum a înțeles el când pătea să-ți fi spus și el 18.000. Ia mai dați una dintre asta, domnule. Foarte tare. Vedeți, aici e chestia de perspicacitate, de observații, de lucruri. Dați una să ne prindem. Sau dăm noi una. Nu, lasă-ne-i domn profesor. Noi le dăm ușoare. Legat de ce este pe tablă. Legat de ce este pe tablă, exact, copii mare, atenție. Ok. Hai să vedem așa. 606 ori 7 87. Oh,
Aoleu! Aoleu, domn profesor! Mai de 6 ori 101 îmi vine. Deci 606 înseamnă de 6 ori ori 101. Care m-am ajutat copii. Și de 3 ori 29 îmi vine, domn profesor. Da? Deci aș putea zice așa ăsta. 6 ori 101 ori, în loc de 87 zicem 3 ori 29. 3 ori 29. 6 ori 3 ori 27, 3 ori 27. Și face de 18 ori. 29. De 18 ori numărul 101. Am o idee. Păi gata, mă, dar am rezolvat. Ba, nu. Încă nu l-am rezolvat, da? Dar oricum am scris și deci la situație de... Bine, ai scris bine. 18 ori 2929. Deci înseamnă 18 ori 2929. 2929. Ne dă vreo 29. Și dăm un rezultat pe care aproximativ 3 aproximativ. Ori 18 de 50 și ceva de mii. 53 de mii. 53, 54 de mii. Da, vedeți? De unde am pornit? Eu le-am dat. Nu, Daria a venit. 101 ori 29. Asta a venit acum exemplu. Zic, și alege, nu și-a ales 137 ori 49 care l-am explicat. Ea zice, mai bag eu în 0 aici ca să fie mai ușor. Și 29 ca să-l aduc pe 1. 29 să-l aducă pe 1, să-i vină. Deci face un prim raționament foarte tare. Și ia un exemplu fericit pentru ea. Corect. Și ca să-i meargă foarte bine. Eram sigur că o da 3.000. Și s-a dus repede la 3.000. Corect. Și aici am mers 3.001, 3.002, nu știu ce. Și când am făcut noi, concret, așa, 2.929. Deci s-a apropiat. 2.929. Și a luat exemplu atât de fericit, încât s-a putut duce de la prima vedere destul de aproape cu 3.000, da? Sigur că m-a inspirat ar fi fost să se scadă, pentru că ea a zis așa, 1 și cu 9, 10. Da. E clar că sunt aproape 3.000. Însă jocul ăsta făcut aici, că 1 și cu 9 fac 10, putea fi 9 aici adunat în partea asta. Și venea 9 și cu 1, 10. 110 ori 20. Corect. Și 110 ori 20, vinea 2 ori 10, încă o 10, 1100, de 2 ori 2200, da. Era cam mic. Da. Deci mai fericită a fost manevra făcută de ea când s-a dus în partea asta. S-a dus, dar s-a săltat un pic. Ei toți ceilalți au zis, ai mai sus decât Daria. Și 101, 101 și 105. 305. Dacă ducea mai jos, era mai bine. Da, mai ales și acum, inspirat de alegerea ei, am dat eu 202 ori 29. Dar ea se prinde foarte repede. E 202 de 2 ori 101. Și dublu așa mai de sus. Da, da. Aici s-a mers triplu, s-a mers foarte bine. Triplu și aici v-ați împotmolit pentru că n-ați sesizat triplu și de două ori aici. 3 ori 2, 6. Deci eu fac încă un pas. Și îl dublez pe ăsta, pe 29 l-am dublat. Și practic ideea ar fi că se dublează rezultatul anterior. Ei nu, e destul de mult. E și 3-ul ăsta, 3 ori 2, 6, de 6 ori rezultatul anterior, da? Deci, ca să luăm pe ăsta ca unitate de măsură, de bază, și să reducem la el, trebuie să avem în vedere, sigur, putem lua și pe 303 ori 29, dublu 103 ori 29, că 103 se păstrează, și se dublează doar aici. Da. Da? Da, deci, da. Poate să fie făcută și așa, discuția așa. În concluzie, jocul este foarte frumos, interesant. Deci poate și cu numele mai mici? Exemplu cu 99. Nu vrei, nu vrei așa? Nu, da, că e prea sus. Nu-i nimic, hai să facem și altceva. Că... Dar nu facem mai asta. Exact. Vă las acum, voi ca temă acasă. Temă, scrieți. Să faceți 5 exemple, tot 5 exemple, în care unul să fie cu 3 numere și altul cu 2. Corect. 5 exemple. Și le alegeți voi. Corect. Daria, să nu ți le mai alegi tot așa, simple, foarte simple. Că nu să nu ziceți 100 ori 101 10. Ori... 101 ori... 100 ori 10, că sunt 3 și 2. A, nu așa, da, 101 ori... Nu cu 100 ori 10, nu. Atunci o să fac 200
4 ori 2 ori 6. Cum vrei tu. Dar unul din ele să fie 3 cifre distincte. Ia uitați, profesor. Cum am dat aici 100 de aici, unul din ele. Doar într-un simplu exemplu. Celelalte 4 le așezați voi convenabil. Dar puteți să mai facem 101 ori 3. Oprimă și trece.